Bună ziua, dragi colegi! Declar deschisă ședința extraordinară din data de 9.02.2024. Avem pe ordinea de zi două proiecte de hotărâre. Începem cu proiectul numărul 1. Nu, avem un singur proiect. O să vă rugăm să introduceți peste ordinea de zi un proiect de hotărâre și să aprobăm ordinea de zi în formă. Deci avem un singur proiect, apoi să mai introduc un proiect pe ordinea de zi pe care l-am discutat în comisii. Este vorba de proiectul de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului fondurilor externe nerambursabile, rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2023. Dacă avem discuții pe acest proiect... Sunteți de acord cu introducerea acestui proiect pe ordinea de zi? Deci cine este pentru introducerea acestui proiect? Avem unanimitate la cei prezenți? Online? Domnul Constantin, Alexandru? Pentru, mulțumim. Domnul Halabagiu? De acord. Mulțumim. Domnul Răbaie? Pentru. Mulțumim. Domnul Stan Vasile? Pentru. Și domnul Tomuță? Pentru. Mulțumim. Deci avem unanimitate. În aceste condiții vom spune la vot ordinea de zi. Cu cele două proiecte. Da. Cine este pentru ordinea de zi? Avem unanimitate la cei prezenți. Domnul Constantin? Online, de acord, Robert. Mulțumim. Domnul Constantin? Rămâne pentru. Constantin? Stan, Tomuță și Constantin. Acum puteți să regulă. Începem cu proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat al municipiului Moren pe anul 2024. Comisiile avem aviz nefavorabil la Comisia de Urbanism, iar la celelalte trei comisii avem aviz favorabil. Aici, până să dau cuvântul probabil și altor colegi, vreau să vin cu câteva propuneri, având în vedere cadrul financiar multianual 2021-2027 privind fondurile nerambursabile. Sunt trei proiecte pe care le-am mai prezentat într-o ședință anterioară domnului primar și colegilor consilieri. O să venim cu aceste propuneri fără să afectăm bugetul. Știm că este un buget cu probleme, așa cum a spus și domnul primar ieri, un buget cârpit, ăsta ne-l asumăm. Nu vrem să intervenim, să aducem mari daune. Vrem decât să introducem aceste trei proiecte pe bugetul din 2024, pentru că în momentul în care liniile sunt deschise, să avem ocazia să putem să accesăm aceste fonduri. O să le dau citire acum. Poziția numărul 1 ar fi reabilitarea energetică a Spitalului Municipal Moren, valoare maximă eligibilă, proiect 5 milioane de euro. Proiectul numărul 2, reabilitare, modernizare și dotare liceu numărul 1, valoare maximă eligibilă, proiect 4 milioane de euro. Iar proiectul numărul 3, regenerare urbană a municipiului Moren, valoare maximă eligibilă, proiect 5 milioane de euro. Noi am și identificat de unde am vrea să luăm aceste sume. Este vorba din anexa numărul 2. Din poziția întreținere grădini publice, panouri, zone verzi, baze sportive și de agrement. Am vrea să propunem o sumă de în jur de 3.000 de lei pentru fiecare proiect. De unde? Anexa numărul 2. Este poziția 163. Imediat. Poziția 163. Noi propunem o sumă de 3.000 de lei pentru fiecare proiect. Cu siguranță nu o să afectăm bugetul, nu o să... Deci, capitolul 2, trebuie să văd, că nu știu. Pagina 10. Pagina 10 din anexa 2. Întreținere grădinii publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement sunt prevăzute acolo 549. Nu vă duceți în anexe. Lucrați pe buget. Anexele sunt o defalcare a bugetului din față. Păi, asta a spus colegul nostru. Da, de-aia spun și eu. Deci să lucrăm pe sumele de aici. Că anexele sunt defalcare pe subcapitole de aici. E foarte greu să lucrezi pe anexe. Păi, domnul primar, să luați poporul cum o să termine. Nu, dacă este doamna directoare economică, vrea să ne ajute. Adică să... Păi nu, s-a prezentat. Păi era o problemă mare, doamne. Vreau să vă ajut eu de la început. Încă o dată, țin nevoia să vă fac niște precizări. Am simțit că se dorește modificarea bugetului. Dar nu este o modificare. Vreau să vă spun că bugetul este cârpit în sensul că vreau să... Haideți să fiți atenți, că după aia o să puneți întrebări când ați înțeles.
Deci vreau să vă spun niște lucruri pe care în bugetele anterioare eu le-am mai afirmat. Deci să țineți minte că bugetul pe care eu vi l-am propus astăzi nu asigură funcționarea primăriei decât 5 luni. Sunt sumele pe 5 luni. De asemenea, în acest buget, datorită lipsei de resurse financiare, sunt o serie întreagă de proiecte începute la care nu continuăm. Și am dat exemplu asocierea cu Consiliul Județean pe cele 6 drumuri, la care nu avem niciun leu pus. Corect ar fi fost să continuăm proiectele începute și apoi să ne gândim la altele. Este primul lucru pe care vreau să vi-l remarc. Un alt lucru, din punct de vedere legal, și eu la început vreau să vă spun că eu mi-aș dori să modificăm lista de investiții nu cu 3 proiecte, cu 20 de proiecte și să facem cât mai multe proiecte. Dar introducerea pe listii de investiții a oricărui proiect se face după ce, în prealabil, în aparatul primarului, se îndeplinesc o serie întreagă de condiții. Trebuiesc făcute o serie întreagă de rapoarte. Aceste 3 proiecte nu îndeplinesc condițiile pentru a fi introduse în bugetul local. De pentru care am scos prevederile din lege care scrie așa. Obiectivele de investiții și celelalte cheltuieli asimilate investițiilor se cuprind în programele de investiții anuale anexă la buget, numai dacă, în prealabil, documentațiile tehnico-economice, respectiv notele de fundamentare, privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor asimilate, au fost elaborate. Lucru care nu sunt elaborate pentru lucrul ăsta. Nu întâmplător v-am rugat la ședința de comisii să-mi spuneți ce doriți. Ca să vedem, poate putem să facem pentru un proiect, chiar vreau să-l introduc. Vi le-am spus acum 3 ședințe, domnul primar. Vi le-am rost la cunoștință. Eu v-am spus la ședința de buget. Mai mult de atât. Un amănunt legat de proiectul de regenerare urbană, că am văzut și o conferință de presă și se vorbea despre zona centrală a primăriei, altceva. Proiectul de regenerare urbană tratează următorul lucru. Deci am obținut fonduri de la Fondul de Mediu pentru a întocmi documentația SF, studiu de fezabilitate, iar astăzi în primărie există acest studiu de fezabilitate. Pentru a merge mai departe trebuie făcut PT-ul. Pe mine nici legislația nu mă lasă să mai fac PT-uri în condițiile în care n-am orizontul de timp de unde îl finanțez. Înseamnă documentații adunate aici, care în momentul când apare oportunitatea nu se pupă pe ce se finanțează. Deci la regenerare urbană, prin fondurile primite de la mediu, am făcut un SF-ul prin care dorim să amenajăm cele două maluri ale râului Cricov între podul de la Abător și puntea de la piață. N-are nicio treabă cu străzi, cu alte minuni. Toate proiectele sunt foarte ok pentru Morei. Dar în condițiile în care avem resurse să le ducem. Vorbim de fonduri nerambursabile. De orice fel de fond. Trecerea în lista de investiții odată nu îndeplinește condițiile, nu are documentația. Deci orice vot în favoarea includerii pe lista de investiții a bugetului de astăzi este un vot ilegal, iar eu nu voi semna proiectul de buget. Îl retrag pe ordinea de zi. Nu îndeplinește condițiile. Adică facem o ilegalitate. Nu este corect să facem acest lucru. Practic asta s-a mai introdus. Deci sunt proiecte care nu îndeplinesc condițiile. Mai mult de atât, fac apel la logica dumneavoastră. Adică oprim proiecte în lucru unde avem constructorul pentru a pune pe listă niște lucruri la care nu știm dacă vom găsi anul ăsta finanțare. Nu știm. O secundă, domnul Răbaie, o secundă. Mai mult de atât. O secundă, domnule. Cele două proiecte enumerate de colegul nostru, reabilitare la energetică la spital și cu reabilitare, n-avem nici SF-ul. Asta presupune să avem bani. Deci eu nu pot să închei un contract, să fac un studiu de fezabilitate dacă n-am suma de bani. Nu pot, nu mă lasă legislația. Deci trecem acolo să ne aflăm în treabă. Da, trecem. Facem de contact. Da, domnul Răbaie, vă ascultăm. Ce vreau să zic, eu am spus de la comisii, dar nu știu, dar eu revin cu același punct de vedere al meu. Poate pe ștunați nu trebuie să facem și dumneavoastră tot în acest moment. Legat de cele două proiecte pe Angel Salini, care în continuare a spus
domnul primar, să lucrați la ele. Aș dori să știu dacă e nevoie să se finanțeze ceva, să punem acum pe buget, pentru a merge cât mai departe și a urgenta cele două proiecte pe Anghel Salini, reprezentând asfaltarea cartierului Chelamare și al doilea proiect este un pachet de asfaltare pentru alte strâmbi din Mureș. Acestea sunt niște proiecte în derulare, din câte sau în derulare. Probabil că o să... Nu, proiectele de Anghel Salini sunt prinse pe lista de investiții în ședințele noastre anterioare. Acum, de mai bine de un an jumătate, noi lucrăm pentru a întocmi dosarul care ne este cerut la minister pentru a obține finanțarea. Iar cea mai mare parte a timpului se pierde datorită faptului că străzile nu au cadastre. Nu au studii geo, nu au studii topo, să le avem în primărie. Acum facem ultimul o piesă pe care ne cere evaluarea, că nu este evaluată, evaluarea drumului. Ce valoare are? Pentru că evaluările pe care noi le avem în contabilitate sunt economice, nu exact cu ce se întâmplă pe teren după cadastru. Pentru că din cadastru lucrurile pică la centimetru. Și trebuie să refăcute toate lucrurile astea ca atunci când depunem proiectul el să corespundă tocmai la ce este pe teren. Deci se lucrează la lucrul ăsta. Probabil că în maxim o lună primul proiect cu Anghel Salini va fi depus, iar primul proiect este modernizarea tuturor străzilor din Schela Mare, acolo unde este introdus rețea de apă și canal. Este și condiție de finanțare. Regulă. Deci revin. Noi am propus 3 proiecte să le introducem în buget, ca și amendamente, să avem poziții, vorbim de niște sume modice, nu avem niciun impact asupra... La secretar, vă rog să interveniți dacă este legal să se introducă pe ordinea de zi, având în vedere ceea ce eu le-am citit. Dar nu se introduce pe ordinea. Păi am citit problema care e. Deci, noi venim cu amendament la bugetul actual, la bugetul propus de dumneavoastră. Păi tocmai asta. Dumneavoastră veniți cu o modificare a proiectului în condițiile în care acest proiect nu are cele necesare pentru a fi inscris pe ordinea. Noi luăm sume dintr-o parte, le montăm. Domnul consilier, mai citesc o dată că limba română e grea pentru cineva. Obiectivele de investiții și celelalte cheltuieli asimilate investițiilor se cuprind în programele de investiții, adică în buget, numai după ce au documentația tehnico-economică, respectiv notele de fundamentare. Deci noi nu avem. Încă o dată vă spun că votul dumneavoastră trebuie să țină cont de legislație. Doamna secretar, vă rog. Nu modificăm ordinea de zi. Eu am înțeles că dumneavoastră doriți să adăugați la lista de investiții. Păi se modifică lista. Se modifică lista și ia bani din buget. Cum nu modifică? Banii erau în aceeași. Nu modific ordinea de zi, domnul primar. Nu e vorba de ordinea de zi. Noi n-am intrat în punctul 1 de ordinea de zi. Deci nu modificăm ordinea de zi. Modificăm proiect. Am greșit. Modificăm proiectul bugetului local. Deci luăm bani dintr-o parte să punem niște proiecte care n-au documentație. Ca să faceți este fezabilitate, nu trebuie bugetat? Bă, da. Trebuie să avem, avem poziție. Păi asta zic. Ca să poți să bugetezi tu de fezabilitate, nu trebuie să te găsească în proiect? Ca să se găsească în proiect, trebuia să mă anunțe din timp să fac documentația, să le introduc aici. Nu, asta v-am citit. Această practică a mai fost folosită și în alte consilii și la noi. Cu 100% e legală. Adică astea sunt acum, căutăm... Supuneți la vot propunerea? Cu siguranță o să supune la vot. Eu nu știu legea. Nu, asta înseamnă că s-au făcut și în urmă și în anii precedenți, s-au făcut o grămadă de astfel de legalități. Pe paragraful de lege, este legal să introducă pe ordinea de zi un proiect de investiții fără să aibă documentația de sale introduce? Aici să vă exprimați. Nu introduce pe ordinea de zi nimic. Nu pe ordinea de zi, în lista de investiții, greșesc. Deci nu în ordinea de zi, e greșit. În lista de investiții. Eu sunt convins că toți colegii consilierii o să susțină acest proiect. Așa ar fi normal. Legal, că n-am pus să susțin ceva ce cu siguranță e legal. Ciprian, ați venit și voi cu astfel de propuneri permanent. Permanent. Ați mai venit cu astfel de propuneri. Este adevărat. Noi n-am venit cu propuneri de introducere de proiecte noi, pentru că... Nu, de amendamente la proiectul de buget. Deși nu mi-e spus. Amendamentul e altceva. Cu totul altceva. Putem să amendăm sumele dintr-o parte în alta, e altceva. Dar se încearcă introducerea 3 proiecte care n-au documentație. Ce dracu, nu suntem români? Domnul președinte, dumneavoastră trebuie să modificați de fapt lista de investiții. Exact. Și să, din punctul ăsta la vedere, vreau trebuie să recunosc
că are experiență. Nu, eu nu spun experiență, eu știu, că să avem bugetul. Vreau să vă spun un singur lucru. Avem experiență la aceste bugete pornite, probabil că despre asta vorbiți. Nu, eu vreau să spun ce experiență avem. Astfel de finanțare se referă exclusiv la investiții, că nu avem la momentul ăsta toate elementele. Da, vorbim de axe de finanțare publice ce pot fi accesate pentru fonduri nerambursabile pentru rezolvarea problemelor din cadrul comunităților. Când? 2021 este exercițiu bugetar 2021-2027. Una dintre axe, de câte știu, chiar este deschisă la acest moment și se poate depune proiect pe această axă. Păi, haide, doamne președinte, supunem... Da, supunem la vot. Acum... Deci, aprobarea proiectului de investiții publice locale. Documentațiile tehnică, de asta trebuie să știm exact noțiunea cum sunt deschise axele. Că documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi, a celor finanțare se asigură integral sau în completare de la bugetele locale, precum și a celor finanțate din împrumuturi interne, externe, contractate direct sau garantate de autoritățile administrației publice locale, se aprobă de către autoritățile deliberative. Adică de consiliile locale. Documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi, care se finanțează din împrumuturi externe și în completare, din transferul de la bugetul de stat și din alte surse, precum și cele finanțate integral sau în completare din împrumuturi externe contractate ori garantate de stat, indiferent de valoarea acestora, se supun spre aprobare Guvernului. Nu este cazul. Pentru investițiile destinate prevenirii sau înlăturării efectelor produse de acțiune accidentale, calamități, nu este cazul. Ordonatorii principali de credite, pe propria răspundere, actualizează și aprobă valoarea fiecărui obiectiv de investiții nou sau în continuare, indiferent de sursele de finanțare ori de competența de aprobare a acestora, în funcție de evoluția indicilor de prețuri. Această operațiune este supusă controlului financiar preventiv propriu. Condițiile pentru includerea investițiilor în proiectele de buget. Obiectivele de investiții și celelalte cheltuieli asignate investițiilor ce cuprind în programele de investiții anuale anexe la buget, numai dacă se cuprind, numai dacă în prealabil documentațiile tehnico-economice, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor asimilate investițiilor, au fost elaborate și aprobate potrivit dispozițiilor legale. Ordonatorii principali de credite stabilesc prioritățile în repartizarea sumelor, și aici este vorba de cine v-a propus proiectul de buget, adică domnul primar, în repartizarea sumelor pe fiecare obiectiv înscris în programul de investiții în limita fondurilor cuprinse în proiectul de buget cu această destinație, asigurând totodată realizarea obiectivelor de investiții în cadrul duratelor de execuție aprobate. Structura programelor de investiții, eu vă citesc din legea 273 pe 2006 privind finanțele publice locale. Votăm, hai un capitol. Da, președinte, vreau să intervin. Da, vă rog. E foarte... Deci, eu de cu te cunosc și sunt aici de vreo 20 de ani. În momentul în care un proiect de lege trece, un proiect de hotărâre din cadrul Consiliului Local trece ca fiind nelegal, avem un aparat al prefecturii care se ocupă de așa ceva. Deci noi întotdeauna, ce am votat aici, dacă a fost nelegal, a atacat prefectura. În condițiile în care nu știu ce investiții vreți dumneavoastră să băgați acolo, că n-am auzit, eram în online, ideea e următoarea. Dacă afectează bugetul total, dacă afectează bugetul, atunci avem o problemă. Dacă nu afectează bugetul... Vorbim de niște sume modice. N-am auzit, că n-am unul. Da, domnule. Deci, plecând de la ce a spus Robert, dacă ne influențează bugetul sau nu, nu știu cât știți dintre cei care suntem aici și fără să jignesc nimeni, că în momentul de față deficitul bugetului e de cel puțin 1 milion de euro. Proiectele de care spui implică niște studii de fezabilitate care costă. Nu, problema nu e dacă le introducem pe buget sau nu. Din ce bani facem studiile astea, Gabi? Cu mai mult ca sigur, aceste studii se pot face pe fondurile de rambursare, să fie sume eligibile. Presupunem, la momentul trebuie să dai banii ca să faci studiul, se pot... să te pui proiectul... Sunt și alte modalități. Știi prea bine că sunt și alte modalități în care sunt cu... Nu știu, în afara faptului că pot fi introduse pe, să găsim firme care le pot face și automat să fie plătite din fondurile rambursabile, din sumele eligibile din proiect. Da, dar ăla trebuie să-ți dai un document, trebuie să ai un contract cu el. Cu siguranță. Sunt și tot felul de împrumuturi care se pot face pentru a putea fi scrise aceste proiecte și apoi să se pot plăti din... Dar de duce prea departe. Noi nu dorim altceva decât să fie prinse. În momentul în care aceste oportunități apar,
să nu trecem pe lângă ele. Gabi, atâta tot. Un miraj. La spital s-au mai făcut studii de fezabilitate și a rămas cu banii. Dar... Da, dar fără un studiu de fezabilitate nu poți să faci un proiect. Eu sunt de acord cu tine. El e cel mai mare susținător al proiectului european. Dar în momentul de față, nu știu dacă v-ați uitat în buget. Sunt 30 de milioane, eu m-am uitat în detalii și am înțeles tot. Nu o să avem bază, termină scris. Domnul Răbaie, vă rog frumos că nu vă auziți. Nu vă auziți. Nu. Trebuie simplu. Sunt proiecte frumoase, merită. Eu îmi susțin punctul de vedere. Supune la vot. Cel mai corect. Și apoi o să vedem dacă proiectul este legal sau nu, așa cum a spus și domnul coleg, domnul Harabagiu. Nu văd care este problema, nu văd cu ce putem să blocăm noi bugetul ăsta cârtit. Cu aceste trei proiecte, vorbim de 90, sumele sunt modice, nu se înțelege cu aceste sume se pot scrie proiectele. Noi vrem doar să existe aceste... Coleg, se pare că, încă o dată, vreau să fiți, veți vota, vreau să fiți în cunoștință de cauză ce face. Nu vorbim de sume. Faptul de unde se plătește studiul de fezabilitate a bătut câmpii. Da, nu poți, sigur, nu poți să faci credit pentru un studiu de fezabilitate. Nu poți să faci credit că crești datoria publică pentru proiecte interne. Poți să faci credit numai pentru proiecte externe. Dar studiul de fezabilitate trebuie plătit în prima dată de primărie. Nu știm dacă pe axa respectivă el este eligibil. Deci, în prima fază, trebuie plătit de primărie. Niciodată! Niciun primar nu poate să facă o cheltuială dacă nu are suma alocată. Eu nu pot să închei un contract cu o firmă dacă n-am suma prevăzută pentru SF-ul. Deci e de noaptea minții. Încă o dată spun, aceste lucruri nu pot fi incluse pe ordinea de zi, pe lista de, nu pe ordinea de zi, greșesc mereu termenul, în proiectul de buget, pentru că nu îndeplinesc condițiile legale. Am citit și eu de două ori, a citit și doamna secretară și n-a subliniat. Un proiect, ca să-l treci în lista de investiții, trebuie să parcurgă niște etape, să aibă niște documentații, lucruri pe care nu le au aceste proiecte. Mai mult de atât, reabilitarea spitalului, toată lumea vorbim că acolo trebuie să făcute lucrări de altă natură, nu reabilitare, nu să punem postistiren pe afară. Avem nevoie de mărirea capacității la spital. Avem nevoie să facem primiri urgențe la spital. Avem alte lucruri. Sunt niște mofturi politice pentru care nu au fost discutate la comisii pentru că nu se primise lumină, iar introducerea lor pe ordinea de zi este ilegală. Dacă veți vota vreunul dintre ele, eu nu voi susține acest proiect de buget. Vă rog să vă... Ca să fiți limpede. Eu sunt foarte calm. Încerc să vă explic că repet de două, trei ori și mă simt ca la grădiniță în grupa pregătitoare. Aceste proiecte vi le-am prezentat, după cum spuneam, acum trei ședințe de consiliu. Dumneavoastră ați bătut câmpii cu aceste proiecte în conferința de presă, am văzut. Aveți talentul. Sunt niște proiecte politice. Aveți capacitatea să dați peste cap orice discuție și orice soluție și unde vreți dumneavoastră. Am înțeles punctul ăsta de vedere. Vă rog să vă calmați, că nu... Sunt foarte calm, stați liniștit. Ok, în regulă, supunem la vot propunerile. Am și un ceva să spun. Spuneți-vă. Da. Domnul, se pare că unii sunt n-auri. Exercițiul bugetar 2021-2027. Nu votăm astăzi bugetul 2021-2027. Azi e 2024. Nu, e vorba ce păi nu, ce ne propuneți dumneavoastră e o chimeră. Am înțeles. Păi nu ați înțeles. Procedurile sunt atât de complicate. Poate nu știți, dar la liceul 1 s-au mai făcut încă 3 studii de fezabilitate. Nu mai veniți cu așa ceva. Nu mai veniți cu așa propuneri concrete. Eu știu. O să aveți posibilitatea să comentați aceste propuneri. Păi nu, propuneri, am posibilitatea doar în acest moment. Să sigur. Și proiect, să spun că nu este corect. Și un proiect stăm 5 ori să poate așa ceva. Nu așteptam să fiți. Păi nu. Să veniți cu ceva. Doamne, sunt primul care îmi doresc rezolvarea problemelor de la liceu. O să apăreți pe TikTok, probabil, și să comentați toate aceste probleme. Nu o să apăr pe TikTok. Nu e nicio fel de probleme. Eu vreau să vă spun un singur lucru. Dumneavoastră și echipa noastră vă bate joc de Moreni. Nu, noi încercăm. Cum este posibil să primim 500.000 de lei noi, ăștia care iubiți Moreni, ați dat telefon la centru să ne dați 500.000 de lei și răcarul 550. 550.000. Păi asta este problema. Să rămâne pe proiect că... Sunt proiecte fanteziste, domnule. Nu le veți putea face. Am înțeles, dar măcar venim niște proiecte. Nu trage, domnule, proiectul pe ordinea de zi. Dacă nu-l veți ataca, domnul primar, dacă nu-l veți ataca dumneavoastră... Dacă nu veți ataca dumneavoastră, domnul primar, la prefect, înseamnă că atunci se adevărește ceea ce spune colegul dumneavoastră din stânga și... Aia. E regulă. Mai sunt alte discuții? Păi eu aș fi vrut, înainte de propunerea dumneavoastră, nu prea m-am murit. Poate, mă rog, eu am avut o problemă cu doamna contabilă mai de mult. Tot pe anexa 2, la
pagina 20, poziția 119, spune așa că pentru religie, cultură, recreere se vor da 340. Aș vrea... Nu, 118 la bibliotecă. Nu, și o secundă, vă rog. Haideți să punem la vot. Să terminăm, că începem pe toate și nu termine niciuna. Deci supunem la vot. Stați puțin, domnul președinte. Votați, domnul președinte, dar modificarea ordinei de zi se face la buget, se face cu sume. Vrem să trecem un proiect, îi punem suma, de unde o luăm și cum îl punem? De unde? De la anexa 2, ce votați? 163, am spus. Vă rugați să mergeți pe bugetul din față și nu pe anexe. Mergeți în față să vedem din ce capitol luăm. Eu v-am spus din ce capitol luăm. Probabil domnul primar vrea să spună că de la cultură, religie, recreere. Nu știm ce vrea să spună. Da, am înțeles. Fără sumă nu mai de Vă spun eu, dacă chiar doriți să le puneți pe ordinea de zi, eu retrag proiectul de pe ordinea de zi cu bugetul, nicio problemă. Te puneți la primărie, facem ce trebuie, documentația și le băgăm după aia cu sume. Dacă chiar asta doriți, dar ce faceți acum e ilegal. Asta încerc să vă explic și văd că continuați. Da, continuăm pentru că domnul primar v-a spus, dumneavoastră, orice variantă veneam, cu siguranță... E părerea ta. Dacă dumneavoastră dați pe politică... Păi politic este. De unde a venit vorba de... Nu știm de unde sunt. Între noi fie vorba. Degeaba ne trebuie să vorbim de adică. Este singur care le poate implementa. Degeaba le pui acolo dacă nu o să vrea să le implementeze. Păi nu înțeleg de ce stăm și ne crafonăm. Asta e problema executivului apoi. Nu-i face ce putem. Ciprian, oricum voi n-ați votat niciodată bugetul, așa că o să vă dau încea cum și... Păi, acum știu că sunteți în timpul tot primar și e normal să vedeți. Păi, nu se vede cum... E normal să vezi situația acum. Am tricotul ăsta, dar... Nu aș fi pus și la... E normal că acum... Nu sunt primar. N-ai nicio problemă, conduce ședința, domnul Polițier. Nu e bun. Deci mergem, doamna secretară, putem să votăm un amendament? Deci haideți să le concretizăm, să scriem exact cum doriți. Propunerea noastră care este de ce asta încearcă să vă spun. Aveți vreo propunere sau aveați comentarii de propunere bugetară? Aș vrea să mă lămurească cineva la capitolul la 118, anexa 2 la cheltuiel, pentru biblioteci publice, comunale, orășenești, municipale, este suma de 340.000. Și eu aș vrea să știm din suma asta, am încercat să găsesc în celelalte anexe și n-am găsit, domnul primar, cât ar trebui să primească, n-am găsit pe liste. Cât ar trebui să primească Biblioteca Municipală pentru achiziție de carte. Am și eu postanul. Și n-am găsit în celelalte anexe. În anii anteriori apărea achiziție de carte și erau 5.000 de lei. Acum n-am reușit să-i găsesc. Este o sumă totală de 340.000. Probabil că este compusă și din activitățile culturale care urmează să se desfășura. Am înțeles. Vreau să vă spun că la capitolul, mergând pe proiectul de buget, la capitolul 7, cultură, recreere, religie, ați ajuns? E propunerea de buget. Primele două pagini. Da, spune-mi. Deci la 7, cultură, recreere, religie, la cheltuieli de bunuri și servicii, am prevăzut în bugetul actual 1.100
Mile. 1100 de lei. Mile. Okay. Vreau să vă spun că anul trecut, pentru acest capitol, am aprobat prin buget 2454.000 lei. Deci suma este la jumătate. Ca atare, abia funcționează acest compartiment. Din cauza faptului, și mai fac o mențiune, că și la 1100, dacă ne amintim, v-am spus că sunt bani pentru funcționarea primăriei până în luna septembrie. Lucru care s-a dovedit. A văzut prestări servicii că nu au mai avut de lucru. Acum vă spun că nu sunt decât pentru 5 luni. Da, păi să mai iei din ei să-i duci în altă parte, numai de dragul de a-i pune, fără să faci ceva. Bă, bine, este sume care nu cred că... În 9.000 de lei stă primăria și bugetul primăriei pe 2024. Tocmai asta e, se vede că e doar rea voință din partea noastră, în sensul că nu vorbim de niște sume care să impacteze bugetul local pe 2024. Poate nu o să aveți bani să le scrieți, poate nu o să puteți... Înainte poate... de a tot intra cu mine în asta, corect era să spui sumele care 3.000 propui, de lei, 3.000 să le pui la fiecare buget, am spus la început, 3.000 la toate. 3.000 de lei la fiecare. 3.000 la fiecare? Da. De ce 3.000 și nu 1.000? 1.000 de lei, poftim de aici. De ce 1.000 și nu mai mult? Pentru că n-ai făcut fundamentarea, de-aia, domnul consilier. Nu, nu. O faci... Pe genunchi? Nu e pe genunchi. Și dumneavoastră aveți o grămadă de poziții în buget, unde a spus un leu. Da. A spus un leu, poate să aveți ca poziții. Îmi trebuie ca poziții. Vă și explic de ce. Exact același lucru faceți și noi. Dar nu e același lucru. De exemplu. Pentru că nu vreți dumneavoastră. Nu că nu vreau. E greu să înțelegi. E foarte greu. E foarte greu. Haideți să explic, ca să înțeleagă și domnul consilier Breaz. Poate vreodată îi vine și lumina. Deci, am trecut de exemplu cantina care este pe un proiect european cu suma de un leu. Pentru că în proiectul european primăria s-a angajat să modernizeze cantina. Dacă eu nu o prevăd în listă cu cel puțin un leu, nu pot să fac contract vreodată să modernizez cantina și să închid, și să închid proiectul. Ăsta e motivul că am trecut cantina cu un leu, dar eu știu că acolo voi interveni anul ăsta. Iar fac... regenerare urbană în care știu că am SF-ul și nu fac nimic anul ăsta. N-am cum nu să fac. Nu aveți să știți, domnule. Nu aveți să știți. Eu știu, domnule. Poate nu știți ce asta. Poate aveți și dumneavoastră alte informații nu, pe care lângă asta am experiență de 24 de ani în administrație și mai mult de atât sunt și pregătit. Da, e foarte corect. Asta ar trebui să se vadă de primar în oraș și se vadă... Se vede, domnule. Dar numai că nu văd toți. Nu văd toți, da. Foarte corect. Nu, că era poate era de bine, adică... Nu, dar unii nu văd. Deci, domnule, sunt niște proiecte care sunt foarte bune, dar nu îndeplinesc condițiile să fie trecute în buget acum, în momentul ăsta. În afară faptul că noi vi le-am prezentat și dumneavoastră nu le-ați trecut în buget. Deci nu îndeplinesc condițiile. Ne spuneți că nu le-am prezentat în comisie, noi le-am prezentat în ședință, acum 2 sau 3 ședințe, când era... În decembrie, domnul Vici a spus că intenționează să susțină 3 proiecte. Asta a fost discuția, dar ce le-a citit bofoaie. Am înțeles. Da, deci, n-ați prezentat nimic la primărie. La comisie ce făceam? Nu tot discutam. Nu știu ce ai făcut la comisie. Dacă le prezentam la comisie, care era diferența? Nu, domn primar. Nu la comisie, el trebuie prezenta... Domnul, și pregătirea și... Deci și ele trebuiau adresate primăriei pentru a fi lucrate. Deci scrie foarte limpede ce trebuie să îndeplinească un proiect să fie pe ordinea de zi. Te întreb punctual. Regenerare urbană îndeplinește, are studiu de oportunitate necesarul de cheltuieli, are lucrurile astea? Domnul primar, haideți să calmați. Păi dacă nu le are, sunt altul, încerc să te lămuresc. Și văd că e greu. Sunt greu de cap. Ce ne făceam fără dumneavoastră, vă dați seama. Haideți să supunem la vot, vă rog frumos, așa cum am prezentat. Am prezentat 3 proiecte. Te rog frumos să mai repezi. Din nou proiecte. În regulă. Reabilitare energetică a Spitalului Municipal Moreni. Valoare maximă eligibilă de proiect 5 milioane de euro. Propunem 1.000 de lei. Reducem cu atât mai mult să nu fie un impact foarte mare pe buget. Proiectul numărul 2, reabilitare, modernizare și dotare liceu numărul 1, Moreni, valoare maximă eligibilă proiect 4 milioane de euro. Și regenerare urbană municipiul Moreni, valoare maximă eligibilă pe proiect 5 milioane de euro. Și pentru fiecare 1.000 de lei? Pentru fiecare 1.000 de lei propunem să le trecem ca și amendamente în bugetul de investiții, în poziția de investiții. Luăm de la anexa 2, am spus, poziția 163. Bine, vă dau eu bani de unde să puneți cât un leu. Dar în același timp, țineți minte, ora de astăzi, ziua de astăzi, dacă aceste proiecte la sfârșitul anului vor avea vreun progres cu ceva.
Este un moft ilegal. Domnul, și acum, hai să vă dau și eu. Spus ceva. Nu aveți nevoie să știți dacă o să avem. Eu știu, măi. Eu știu foarte bine. Deci, vom lua cât un leu de la bunul și servicii de la aparatul primăriei, ca să dăm satisfacție. Deci, bunul și servicii de la autorități publice, de la cheltuieli de bunuri și servicii, mai fac mențiunea, probabil că o să vină mâine prestările servicii și plâng după bani și întrebăm de unde. Deci, să fac mențiunea. Anul acesta v-am propus pentru funcționarea primăriei 686 de lei prin buget, anul trecut a fost 1120 de lei, deci la jumătate. Deci luăm de la 686, câte un leu la fiecare, și un leu, 10.000 lei. 1, 1, 1 și proiectele vor avea sumă și pot fi votate. Dar nu au documentația necesară și legalitate. Asta e de opțiunea dumneavoastră. În regulă. Deci supunem la vot propunerea așa cum vizate de mine, completate de domnul primar. Cine este pentru? Și propunerea domnului. 10, 11, 12, 12 vot. Nu online, domnul Constantin? Domnul Haravagiu? A venit astea în sală. Domnul Răbaie? Pentru. Mulțumim. Domnul Stan Vasile? Aici. Mulțumesc. Și domnul Tomuță? Chiar asta e cu sau online și nu te timp așa să spun. Și domnul Tomuță? Pentru. Folie e absent. Domnul Haravagiu? Este în sală. Domnul Folia? Domnul Matei? Pentru. Mulțumim. Unanimitate. În aceste puncte, anexele se pot modifica corespunzător. Păi n-ai finanțat. Acum spuneți la vot. Supunem la vot proiectul cu forma finală. Și propunerea domnului Roșu. Vă rog, propunem. Am întrebat și nu. Deci supunem la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat al municipiului Moreni pe anul 2024 cu modificările prezentate și votate. Cine este pentru? 11 voturi pentru, la cei prezenți. Domnul Constantin? Matei pentru. Matei pentru, mulțumim. Domnul Răbaie? Pentru. Și domnul Tomuță? Cine se abține? Avem o abținere și 15 voturi pentru. Vă mulțumim, proiectul a trecut. Trecem la proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului fondurilor externe nerambursabile, rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2023. Avem toate avizele favorabile la trei comisiile. Dacă avem discuții, dacă nu avem discuții, cine este pentru? Unanimitate la cei prezenți. Mulțumim, un online. Domnul Constantin? Pentru. Pentru. Domnul Răbaie? Pentru. Domnul Matei? Pentru. Și domnul Tomuță? Mulțumim. Se abține cineva? Nu, a fost unanimitate. Vă mulțumim cu acestea spune discuse, dar am închisă ședința.